Salut! Ce faceți, dragi prieteni? Vreau așa, să vă mai țin un pic la curent cu tot ceea ce se întâmplă în țărișoara noastră zilele astea. Mi se pare că este un moment foarte tensionat în care am ajuns acum pentru că s-ar părea că premierul nostru, Marcel Ciolacu, dorește să își facă puțină imagine, să facă puțină campanie electorală mascată. Eu așa cred. Asta e o bănuială. E o bănuială, ok? Că nu pot să zic acum precis, dar bănuiala mea este că se încearcă o mică campanie electorală pentru la anul și ca atare domnul Marcel Ciolacu cumva descinde în, în industria jocurilor de noroc și e din ce în ce mai virulent. Probabil că știți și dumneavoastră că sâmbătă asta a vorbit despre cum e el șantajat și că domnule nu se lasă, că, păi, că unul sorin mă șantajează și eu mă lupt pentru voi și nu știu ce. Ideea este că de ceva vreme există în lucru un proiect de OG împotriva jocurilor de noroc în general. E Din ce am înțeles până acum, mâine o să aibă loc ședința în guvern, nu știu exact la ce oră, dar având în vedere că timpul e așa de scurt tocmai de aceea am vrut să convoc această uh, întâlnire, această ședință extraordinară da, cu dumneavoastră pentru că da, mâine în guvern se va, se va discuta acest proiect de lege și din ce putem să înțelegem până acum? din declarațiile domnului Ciolacu, din acest proiect de OG care urmează a fi discutate, nu includ, din păcate, nimic referitor la reclamele la pariuri. Momentan se vorbește numai despre, domnule, să nu avem alcool în sălile de joc, să taxăm, bineînțeles, să impozităm companiile și să le forțăm, nu așa, să aibă o rezidență fiscală în România. Asta cumva, din păcate, se leagă mai degrabă de problema lui Ciolacu din perioada asta, care este deficitul bugetar, despre care nu e așa Comisia Europeană ne-a zis că dacă nu-l rezolvăm, iată, ne va mai tăia încă, încă o bucată considerabilă din PNRR. PNRR, știm cu toții, da, e programul, nu mai știu câți bani erau, 30 de, nu știu, mulți bani, mulți bani, o parte ne am pierdut deja că n-am rezolvat pensiile speciale, acum riscăm să mai pierdem încă o parte dacă nu rezolvăm și acest deficit bugetar. Și Toma de aceea, cumva, măsurile pe care le propune guvernul Ciolacu e, sunt. mă rog, au legătură cu asta, știi, domnule, mediul fiscal în România, ca să poți să te impozitezi, să poți să te taxezi. O prostie, la urma urmei, pentru că, bineînțeles, nu asta e rezolvarea crizei pe care o traversăm zilele astea. În primul și în primul rând, ce ne-ar ajuta în această situație ar fi să interzicem reclamele. La fel cum reclamele astea sunt interzise pentru alte sectoare de industrie puternic reglementate de stat, cum ar fi industria tutunului, da? Nu vezi reclame la țigări, pe outdooruri, pe cocor, pe, 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 pe whatever, acolo nu există așa ceva. Nu vezi reclame la alcool nemarcate, ne fără disclaimere, fără așa ceva nu vezi. Așadar, cred că cumva ar trebui ca și această industrie a jocurilor de noroc să beneficieze de același regim. Măcar, măcar atât. Cealaltă soluție pe care o propune, sau mă rog, cealaltă reglementare pe care o propune guvernul Ciolacu este mutarea cazinourilor la marginea orașelor, nici de cum în oraș. Ceea ce, iarăși, putem să înțelegem cu toții foarte ușor cum acest lucru nu reprezintă neapărat o soluție. Oamenii ăștia care sunt, la urma urmei, dependenți, pentru ei nu e un efort așa de mare să se deplaseze. ca asta când ești dependent, faci tot felul de lucruri. Faci orice când ești dependent și, practic, să le impui acest obstacol în care, gen, pur și simplu trebuie să se sui într-un autobuz și să meargă până la marginea orașului nu pare să fie o măsură de efect. Nu numai că asta nu pare o măsură de efect, dar imaginați-vă și toate felurile în care se vor dezvolta nu e așa, aceste mici Las Vegasuri unde? În Domnești? Sau cum că nu? Adică ce anume se proiectează luând această o să fie super șoseaua de centură București? Da, neironic, adică nu înțeleg, nu înțeleg care este treaba. Așadar, la inițiativa celor de la, de DECLIC, dragi prieteni, la inițiativa celor de la DECLIC, o să uh, vă dau și eu mai departe acest uh, mesaj și această inițiativă. Vă propun uh, să folosim, nu-i așa, dreptul nostru democratic de a trage la răspundere reprezentanții noștri legali pe care, nu-i așa, noi îi punem în conducere, sub o formă sau alta, chiar dacă foarte indirect. Vă propun să îi scrieți domnului Ciolacu pentru că, la urma urmei, na, sunteți și voi cetățeni ai acestei țări. Vă propun să îi scrieți, v-am pus în... Uh, în comenzi aveți așa comanda. Uh... Ciolacu, unde aveți linkuri către conturile domnului premier de Facebook și Instagram. Nu trebuie să scrieți neapărat pe amândouă, puteți să folosiți un singur mediu care vă e mai la îndemână, semn exclamării Ciolacu. De asemenea, v-am introdus și comanda se exclamării Mesaj. E un mesaj compus de către cei de la Declic. Ar trebui să fie cât se poate de relevant și elocvent pentru subiectul discutat, dar puteți să scrieți și propriul vostru mesaj. O singură rugăminte, dacă vă scrieți propriul mesaj, încercați pe cât posibil să mențineți un ton respectuos, da? Asta nu înseamnă că nu puteți fi hotărâți sau asertivi, dar mai presus de toate v-aș ruga să păstrați un ton respectuos, să nu recurgeți la toate whatever, jigniri, injurii, etc. Pentru că nu e cazul de așa ceva. La sfârșitul zilei, doar faptul că na, ar apărea deodată în inbox-ul acestui om da, toate mesajele astea, cred că e suficient ca semnal de alarmă, nu trebuie să scoateți și voi da, vorbele urâte. Ori are social media manager sau le vede el? Nu știu, nu prea știu. Aș vrea să cred că are totuși un social media manager, dar nu pot să știu precis. Ziceam că este un moment foarte tensionat în momentul în societatea noastră acum pe subiectul ăsta și datorită faptului că avem, avem de-a face și cu o dovadă a influenței din ce în ce mai mari a acestei industrie. Pentru cine nu știe, ieri, a fost cerută demisia de Domnului Cătălin Cepelin, Redactorul șef de la Gazeta Sporturilor De către cei Deci ce a fost cerută demisia de, de către cei de la Ringier Ringier Pe Nu știu dacă selvețieni Nu știu exact care e cea mai bună pronunție Dar am văzut toată lumea ce ringier Niciodată nu am știut Cum se pronunță, sincer E încurajant Încurajator Faptul că Totuși Există comunități Precum asta Precum de click Care folosesc de fapt Democrația În sensul în care a fost ea uh, intenționat. Dacă ați mai stat pe aici, pe stream, știți că uh, sunt un avocat al uh, democrației directe. Nu înțeleg de ce nu putem avea o democrație directă având în vedere această tehnologie a comunicații uh, a comunicațiilor pe care o avem în ziua de azi. Adică putem vorbi, nu-i așa, în real time, uh, oriunde pe glob, cu oricine, oricând. Uh, potențialul e acolo și atunci nu înțeleg de ce modelul democratic uh, pe care îl urmăm, în continuare este cel dezvoltat acum, whatever, 500 de ani, pe vremea când, nu așa, oamenii vorbeau prin porumbei și uh, trebuia să mergi cu calul 5 zile ca să transmiți un mesaj uh, în altă țară. Cred foarte mult în democrația directă și cred că nu-i așa, putem să uh, putem să ne facem propria democrație directă. Am un articol de pe Libertatea, pentru că nu-i așa, Libertatea a, a vorbit despre chestia asta. Gazeta Sportului a publicat duminică 1 octombrie mărturii din interiorul lumii fotbalului de despre felul în care industria păcănelelor și a a ajuns să încerce să controleze nu doar ce se spune despre ea, ci, despre, ci și despre cum joacă echipele de fotbal. Pararira. În la Timișoara, Marcel Ciolacu s-a declarat uh, public primul șef al Guvernului României care acuză că e șantajat de industria jocurilor de noroc. Dar Ciolacu nu e primul om sau instituție presată de industria păcănelelor și a pariurilor. Stea la coadă, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan, Hopa. Prin complicitatea clasei politice, păcănelele și pariurile au luat prizoniere segmente ale societății și au dereglat instrumente de control democratic. Acuze foarte grave. Și să cenzurezi un articol ca ăsta este foarte alarmant și foarte îngrijorător. Mai ales că nu e așa, ne-ar plăcea să credem că trăim într-o lume uh, liberă, democratică. GSP oferă un episod necunoscut publicului cu povestea unui campion al fotbalului românesc, jucător de bază al echipei naționale din generația de aur. Fostul fotbalist era invitat ca analist la o televiziune de sport pentru a comenta meciurile la un moment dat, el a spus că una dintre echipe dezamăgește. Într-una dintre pauzele emisiunii în direct, postul fotbalist a fost sunat din partea unei case de pariuri cu care echipa, critica, cu care echipa criticată, dar și respectivul fost sportiv, avea contract. I s-a amintit de contract, spune GSP, care povestește că fosta mare glorie, care jucase mult în străinătate, a fost întâi șocată, apoi a rămas fermă. Fotbalistul i-a spus directorului de la casa de pariuri că el va continua să spună ceea ce crede. Nu a fost de vânzare, scrie Tolontan în GSP. S-a ajuns să fie certați ca de legenda ai fotbalului de către director ai caselor de pariuri pentru că jucătorul a spus liber la televizor când o echipă joacă prost. Conchide ziarul care în 2024 va sărbători 100 de ani de existență. Pe păi cum să zici, bă, frate, că joacă prost de echipa? Păi dai, ai văzut ce cote am pus că câștigă echipa aia? Cum să zici că joacă prost? Vrei ca oamenii să nu mai parieze pe aia? Bă, incredibil, bă, frate. Incred absolut, absolut incredibil acest căcat. Absolut incredibil. Și vă rog eu frumos, dragi prieteni, este foarte important în acest moment, cum ziceam, să scrieți mesaje în care care să vă susțineți punctul de vedere către reprezentanții noștri legali, pe de o parte, și pe de altă parte este, nu-i așa, foarte important să vorbiți despre problemele astea și cu oamenii apropiați vouă. Știu că e greu, știu că de multe ori nu opiniile nu se întâlnesc, dar sincer încep să cred că este cea mai nobilă preocupare pe care o putem avea în ziua de azi și anume dăm un pic de la noi ca să convingem niște oameni uh, care altminte poate ar fi na, destul de greu de convins. Bun, atitudine opacă. Într-un alt articol publicat în februarie 2023, redactorul șef al GSP, Cătălin Cepelin, a analizat raportul industriei de jocuri de noroc față de societate, explicând din interiorul lumii sportului cum atitudinea de industrie gigantică și opacă a jocurilor de noroc le va aduce pierderi majore în timp. Asta mai ales dacă ele nu renunță la comportamentul în forță, uneori impertinent și lipsit de etică și dacă nu susțin mișcări ample pentru educarea publicului și protejarea celor vulnerabili la adicție. Parfuri goale! Let's go. Asta știm. Indicațiile faptul că le este foame. Bun. Pe acest fond în care o parte a societății se revoltă față de uh, tacticile de promovare și control folosite de companiile de pariuri și păcănele, Marcel Ciolacu a acuzat că sunt șantajați el și alți reprezentanți ai statului de ai companiilor de jocuri de noroc. Premierul a mai spus că s-a ajuns ca industria de pariuri să te facă să ți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. Când elimini participanții temperați într-o dezbatere, rămâi cu slugile și cu adversarii reconciliabili. Notează GSP despre situația industriei de pariuri. Prin complicitatea clasei politice Păcănele și pariurile au luat prizoniere segmente ale societății și au dereglat instrumente de control democratic să ajung să fie certați campion de legenda ai fotbalului de către directorii caselor de pariuri. Bun. Context. În ultimul an s-a scuțit lupta în interiorul industriei între firmele autohtone mai mici, de obicei orientate spre offline, și așa numitele păcănele și companiile mari internaționale concentrate mai degrabă pe online și pariuri sportive. Primii acuză că prin această iminentă nouă suprataxare a jocurilor de noroc și scoaterea păcănelor în afara localităților, autoritățile favorizează multinaționalele pentru că doar ele își vor permite să plătească taxe crescute. Păi și noi cum rămâne, domnule, că noi suntem micuți. <laughs> Tare frate Pe contraatac, cei mai mari spun că firmele mai mici din piață nu respectă regulile, cultivă adicția și evaziunea fiscală, decredibilizând practic industria. Doamne, incredibil. Asta e ce vă ziceam, uh, da. Dar cine, despre cine e vorba, că nu-mi dau seama, eu nu știu. Despre ce fotbalist e vorba, știți voi, știe cineva din ce? Despre ce fotbalist anume este vorba? Mă rog, s-a făcut lucrul între cei doi, discuția a rămas între ei, dar conținutul a fost prea nedumeric să rămână secret. Deci, într-o pauză de emisie a, remarca, a remarcat cine l-a sunat. Ilie Dumitrescu, probabil. Era unul dintre șefii unei case de pariuri, firma care avea contractat cu echipa respectivă, cât și cu fosta gloria naționale. A, a național. Era Hagi? Cred că era Hagi, dude. Am cu dintre cei doi, discuția a rămas între ei, dar conținutul a fost prea, ne... prea nedemocratic ca să rămâne secret. Oficialul din industria jocurilor de noroc i-a mintit fotbalistului analiz despre contractul pe care îl avea. Marele campion a fost per... Marele campion, cred că e Hagi. Marele campion a fost perplex, confuz și curajos. Perplex pentru că nu i se întâmplase niciodată să fie avertizat pentru o culpă de opinie, confuz pentru că nu înțelegea situația, jucase mult în străinătate și așa ceva e de neconceput într-o țară liberă, iar curajos pentru că pe TV și în viață există lucruri care nu se cumpără. Hagi antrenor? Nu știu, mă gândesc. Deci a replicat politicos șefului casei de pariuri să-l lase în pace că e, de că e părerea lui despre joc și o să spună ori de câte ori vrea. Nu a fost de vânzare. Respect. Din relatările care au urmat în lunile ce au trecut de atunci, directorul de la firma de pariuri și-a dat și el seama că a trecut linia roșie. Dar ce a făcut omul puternic nu e decât o compulsie, un gest extrem, ceva inevitabil la ner, câtă vreme industria pe care o reprezintă se consideră ea însăși omnipotentă. Episodul legat de fotbalist a fost povestit de Cătălin Cepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor. Casele de pariuri nu mai au mult timp la dispoziție, e momentul să se deschidă ochii. Societatea le blamează uneori de avalma, fără nuanțe, așa cum se întâmplă când se urnesc mișcările tectonice. Cepelin a analizat rap raportul industriei cu societatea explicând din interiorul lumii sportului cum atitudinea de industrie gigantică și opacă a jocurilor de noroc le va aduce pierderi majore în timp, mai ales dacă ele nu renunță la comportamentul în forță, uneori impertinent și lipsit de etică, dacă nu susțin mișcări ample pentru educarea publicului și protejarea celor vulnerabili la adicție. Industria jocurilor de noroc, spune Ciolacu, are tactica să-ți fie frică de ceea ce pot inventa despre tine. Bă, că acum a ajuns, bă, frate, Ciolacu, a ajuns Ciolacu să fie reacționar. A ajuns Ciolacu să fie reacționar, luptător pentru drepturile Omului. Mi se pare fantastic. Mă rog, v-am lăsat articolul în chat, luați-l și citiți-l. Mi se pare foarte important pentru aceste vremuri. Păi vin alegerile. Păi vin alegerile, da. Chiar azi am vorbit la Hot News fix pe tema asta. Mă rog, și asta am zis și eu, că e literalmente campanie electorală, adică omul își face Capital de imagine pe seama chestii esteia pentru că s-a prins, nu-i așa? Are pe uneva un băiat deștept la PR acolo, la PR electoral are probabil pe cineva deștept care îi zice bă, frate, fă tu ca Silviu Fire, fii tu cu oamenii ca Silviu Fire, gen. Da, în fine. Este într-adevăr o abordare smart, dar aș vrea să trăiesc într-o lume în care acești politicieni iau astfel de măsuri pentru că sunt presați de responsabilitatea pe care o au față de electoratul lor. Nu, ca să mai câștigi un mandat. Nu știu ce mai era de discutat pe tema asta. A, mai era chestiunea cu Sorin Constantinescu. A, ieri, uite, ieri a vorbit Așa la da. Euronews. Domnilor, domnilor, în două că, zi... Da, ați înțeles că Ciolacul l-a acuzat pe... Mă rog, l-a acuzat, nu l-a acuzat, nu l-a nominalizat, da? Cu nume și prenume, dar a zis unul, unul Sorin mă intimidează, mă șantajează. Zile, premierul Marcel Ciolacu, sau cu alte cuvinte de două ori, a invocat acest acest prenume, sublinierea e importantă, prenumele Sorin, și a făcut-o în momentul în care a vorbit despre jocuri de noroc, atunci când a susținut că ar exista două persoane care, prin interpuși, încearcă să împiedice guvernul să ia anumite măsuri. Un Sorin și una Odet. Mă duc să-mi iau Iar un bar cu apă. Domnul sorin Revinim Constantinescu este fost consilier guvernamental în domeniul jocurilor de noroc. Reținem așadar că nu există, în cuvintele premierului Marcel Ciolacu, niciun nume de familie. Mulțumesc pentru prezența în jurnal, domnule Constantinescu. Bună ziua! Vă mulțumesc eu pentru invitație. Bună ziua! Știu că ați apucat să faceți deja declarații până la această oră pentru mai multe media românești. Suntem curioși. Cum vedeți? Da, mă sună toată presa de, de, când a declarat domnul Ciolacu, mă sună toată presa din asta până seara și toate Da, de, ce, de ce toți oamenii bogați întotdeauna sunt în mașină? Oamenii ăștia locuiesc în case? Oamenii ăștia se pun și ei în pat noaptea sau dorm tot în mașină? Care-i faza? care e faza cu mașinile astea ca am cu ele? toate ziarele. <laughs> umblă cu acte. <laughs> da, umblă cu documente, au treabă. The running errands. De înțeles, și noi suntem curioși. Cum vedeți, în primul rând, aceste două referiri la prenume? Eu, fiind cei mai vechi oameni din industrie, am reprezentat Asociația Cazinelor din România până cu 80 Samurai ani. Samurai de Bufon, mulțumesc. Nu mai fac nici lobby ca să-l corectez pe colegul dumneavoastră care a spus mai Uite, bă, frate, care de ce, de ce uh, mă deranjează pe mine toată lăcomia asta? Pentru că, vezi tu, oamenii ăștia se preocupă doar de avuția lor, și nu se ocupă deloc de avuția noastră a tuturor și atunci tu poți să ai mașină și toate cele, dar toți se zgâlție de gropi, de nu poți să mergi. tu mama e de... Ce satisfacție ai, mă? nene, când știi că tu ai, nu știu ce, conac, casă, Lamborghini-uri, whatever, milioane în conturi, când nu poți să mergi cu mașina la interviu, să dai un interviu din mașină ca lumea, că tremură toată camera din toți, din toți Ia uite cum faci. Ia zici că decolează, omule, une decolează vere. Nu mai fac nici lobby ca să-l corectez pe corectul dumneavoastră care a spus mai devreme de mulți ani de zile, fac doar consultanță, Ma majoritatea firmelor clienților mei sunt firme străine, sunt loterii naționale, loteria din Serbia, loteria din Ungaria, loteria din Republica. Moldova cu care... Loterie care, atenție, este la rândul ei o formă prin care să iei banii de la oameni. Măi, ironic voi vă dați seama că gen asta, nu mă știu cine a inventat căcatul ăsta de loterie, dar tu dai seama de deci ce eu stat, inventez chestia asta în care iau bani de la mulți oameni și fac chestia asta cu loteria ca să pot, cumva, prin extragere tragere la sorți, să dau toți banii aia la uh, uh, toți oamenii, unuia singur. Dar de fapt eu impozitez toată chestia asta. Deci eu profit, eu scot bani, eu scot bani din asta, că eu că altfel nu se impozita, uh, altfel nu să se că fără impozitul ăla erau zero bani. Cu impozitul ăla, ia ca sunt niște bani care se strâng. Tu dai seama, bă, mâncați așa. Și pene, ce prostie infectă. Și exact aceeași metodă de a exploata, da? Oameni, ca să zic așa, vulnerabili. Pentru că cine o să spere la uh, câștiguri uh, semnificative peste noapte? Oamenii săraci. Este exact același căcat. Nu înțeleg de ce domnul Constantinescu folosește chestia asta ca să se delimiteze de jocurile de noroc. Lotul este la rândul său tot un joc de noroc, tot un căcat. Toți avem măcar un bunic în familie care, nu-i așa, bagă la loz în plic de fiecare dată și, de fapt, dacă pune toți banii pe care i-a dat la loz în plic fără niciun câștig cap la cap, a ieșit într-o pierdere destul de mare. Am un contract foarte din Serbia, loteria din Ungaria, loteria din Republica Moldova cu care am un contract foarte bun și le-am dublat cifra de afaceri de un an de zile. Nu a fost niciodată cazul să încerc să intru prin interpuși la domnul Ciolacu sau nu a fost niciodată cazul de șantaj. În momentul când premierul unei țări face acuzații așa de grave, ar trebui să și dovedească că spune adevărul, pentru că sunt acuzații foarte grave și în momentul când tu spui că te șantajează cineva, înseamnă că ai și dovada. Un... Asta e adevărat. Asta cred că ne-am fi dorit cu toții, nu e așa o acuzație, poate un pic că nu ești unul de pe stradă. Ești la urma urmei premierul țării, dracu. Ai putea, ai putea să ai o leacă mai mult, uh, o leacă de sânge în instalație și chiar să nominalizezi și chiar să dovedești chestia asta în loc să o zici cu jumătate de măsură, că asta e de fapt problema. Ăla a zis o cu jumătate de gură, așa, știi? A ciolac. A zis o cu jumătate de gură, în speranța că nici nu o să trebuiască să dovedească și că și oamenii o să zică, da, bă, uite, asta e un erou, bă, frate, nu ca alții. Ăsta chiar ar muncește pentru noi și chiar își, își pune gâtul uh, pe ghilotină, ca să zic așa, își scoate gâtul la înaintare. Ceva scris, o discuție, o conversație, orice, absolut orice, orice. Toată treaba a pornit pentru că eu în ultimii ani de zile, după ce m-am lăsat de activitatea asta, nu mai sunt operator de jocuri de noroc, fac doar consultanță. Văzând că e foarte proastă partea educațională în România și vorbim de droguri aici, vorbim de jocuri de noroc și mai departe, am plecat prin liceu, prin școli, prin pe banii mei, pe timpul meu ca să avertizez copii de pericolul drogurilor și jocurilor de noroc? Nu înțeleg ce treabă au drogurile uh, pe de-o parte, pe de-altă parte, de parte, iarăși să-ți speli păcatele. că de fapt care e, de, de, de fapt despre ce vorbim? Acest om a fost un uh, proponent, da, foarte important al uh, jocurilor de noroc în România și el a băgat, mă rog, nu el single-handedly, dar el a participat la această băgare în boală a românilor. Să vii să zici, a, da știi că nu mai fac asta și vorbesc în școli de despre asta ca o soluție nu rezolvă situația. În umila mea opinie. Știi, vezi tu care e chestia aia, toată lumea vrea să facă rău ca să scoată foarte mulți bani, da? Niște milioane, da? Dar după aia când își dau seama că au greșit și că au făcut milioane pe cărca uh, slăbiciunii unor uh, oameni vulnerabili, atunci nu mai nu poate fi vorba de a da banii înapoi, știi? Întotdeauna zic, a, oh, păi nu că vorbesc în școli. Păi nu, frate, că nu vezi tu, nu se nu intră tandi pe mandi, așa, nu se, cum să spun, trebuie să și dai niște bani, vezi tu? Trebuie să dai niște bani înapoi, dacă chiar îți pare rău și chiar ai problema. Toată lumea vrea banii pe de moaca. Asta e problema Încă căcatul ăsta de lume, nu țară. Am ah. la o, conferință, la o școală de vară aur, acum vreo săptămână, două, cu Dan Puri. Și da, zice foarte bine crampe cerebrale aici în pentru că felul abordarea asta, știi, în care tu găsești o soluție în a vorbi tinerilor despre pericolele păcănerilor, cumva de fapt presupune, nu implică îți uh, comunic așa subversiv că de fapt problema e a oamenilor că oamenii sunt proști că pică în plasa asta. Nici de cum nu e vina, da, omului, ăluia care ți-a vândut uh, tot căcatul ăsta de la bun început. Taci un pic, gogu -go, că vorbesc, te rog scuză-mă, nu știu ce-l deranjează. Deci uh, responsabil pentru problema asta niciodată nu o să fie oamenii săraci care suferă de da? sărăcie generațională care vor și să scoată un ban să trăiască trăiască de fapt, ce își doresc oamenii aia săraci, de fapt, în momentul în care bagă bani la rulete și la. I -i doresc stabilitate. Își doresc siguranță, nu-și doresc altceva. Deci, nu e... oamenii aia nu au un interes, să zic așa, perfid la mijloc. Nu, ei de fapt au un interes perfect rezonabil. Cu toții vrem chestia asta, cu toții vrem să ne simțim în siguranță. Ăsta este adevărul. Putem femei sau bărbați, cu toții vrem să ne simțim în siguranță. Poți să spui că e vina, da, omului la țară care a băgat tot ce avea într-un aparat, da, de păcănele, cumva să, să absolvi de orice vină omul care a pus aparatul de păcănele la țară in the first place. Mi se pare wild. Uh. Și cu Rosescu și cu alții picări. Uh, am avut o întâlnire cu domnul George Simion fără să deschidem absolut deloc uh, subiectul jocuri de noroc, doar ca să mulțumească pentru uh, intervenția mea la școala de vară și de acolo probabil că cineva i-a șoptit domnului Ciolacu la ureche că face noi vreo conspirație cu nu știu ce. Acum a oricum să speriați că pierd, pierd teren din cauza scandalor de corupție cu Vasluiu, cu Crevedia și așa mai departe și toate astea adunate la un loc ieșit cu acuzații nefondate și minținoase în spațiu public. Domnule Constantinescu, numai departe de acum câteva secunde, le mulțumesc și eu colegilor că m-au informat, premierul Ciolacu a fost întrebat. Cine este Sorin? Iată ce răspunde. Sorin interesa și alții. Citez. Nu cred că e important. Ceea ce este important e că în ședința de joi voi veni cu reforma în jocurile de noroc. Și continuă domnul Ciolacu. Asta e mâine ce vă ziceam, da? Reforma cu care revine domnul Ciolacu, apropo, trebuie să conțină și reglementări cu privire la reclamele, da? La jocuri de noroc. Vă rog frumos să-i trimiteți mesajul din pind de aici, din chat, să-l trimiteți domnului Ciolacu pe social media, pe Facebook sau Instagram sau prin comentariu pe Facebook la ultima postare. Mulțumesc! Nici o companie care nu are sediu social în România nu va mai putea avea activitate pe teritoriul țării. Cu alte cuvinte, companiile care erau în Transnistria, dumneavoastră ați pronunțat Republica Moldova puțin mai devreme, companiile care erau în Transnistria, spune Domnule domnul premier, nu vor mai putea activa pe teritoriul românesc. Cum vă sună? -au fost ni nu există nicio companie din Transnistria care să activeze pe teritoriul românesc. Deci, domnul Ciolacu încearcă din nou să distragă atenția opiniei publice de la chestii foarte grave care se întâmplă. A spus mai devreme în jurnal de amânarea. Uh, uh, încearcă să distragă atenția de la chestii foarte grave. Ok. Legii cu. să nu e o chestie foarte gravă. Problema păcănelor nu e ceva foarte grav. Okay, a am spus sens. mai devreme în jurnal de amânarea uh, uh, legii cu reforma fiscală. Nu știu dacă știți dumneavoastră, poate vă dau eu în premieră informația asta la postul de, de televiziune. Doar de la Ministerul Justiției, pe avizul pe care l-au dat pe lege, au fost 70 de pagini de observații. Vă dați seama ce făcută cu picioarele și fără niciun fel de specialist sau oameni în macroeconomie, 70 de pagini de observații doar de la un singur minister pe legea reformei fiscale. De aia legea aia, Curtea Constituțională, de aia nu știu dacă va trece de vreun jurist sau de vreun finanțist. sunt oameni incompetenți de care s-au înconjurat oameni puși politic și duc țara de, de râp. Domnule Constantinescu, lumea poate nu știe în momentul în care a fost concepută această variantă în Parlament a legii care dorește așa. să scoată în afara localităților ceea ce okay. popular numim păcănele. Ați fost consultați? Okay. N-am fost consultați de nimeni și uh, acum, în toate ziarele astea care sunt plătite de PSD a apărut un articol uh, cu mai multe întrebări puse specialiștilor, în pentru că ei n-au niciun fel de specialist. Legea asta nu va face decât să uh, uh, de dea drumul pieței negre, care și așa s-a dezvoltat după ultima modificare legislativă, evația fiscală acum mai undeva la 20-25 de milioane de euro din cauza că au mărit ultima dată taxele. Și în plus de asta... Stai așa, ce piață neagră? Că nu, a zis nimeni să, să se interzică. Nu a zis nimeni să fie interzise. Deci care, unde, de ce ar apărea o piață neagră a păcănelelor? Nu știu, e, adică asta mi se pare un argument bun dacă s-ar fi cerut interzicerea jocului de noroc cu totul. Și atunci, da, într-adevăr. Într-adevăr, nu e așa cum am văzut și în America cu prohibiția, cum vedem și acum, că Na, drogurile, substanțele interzise faptul că sunt interzise nu opresc oamenii la din a le consuma da, într-adevăr, asta e o problemă dar nu cred că zice nimeni că ar trebui interzise jocurile de noroc cu totul, cred că de fapt, domeniul ăsta ar trebui reglementat și ar trebui să existe grupuri de sprijin, instituții da, special abilitate pentru a sprijini oamenii care suferă de această adicție. Și, în general, pentru orice adicție frumos ar fi să ne sprijinim unii pe alții și să ne ajutăm mai degrabă decât să ne împușcăm în cap. A la că. Da, E clasic exemplu de cum să nu răspunzi la întrebări și cum să aduci în discuții chestii care nu au legătură cu subiectul. Da, bineînțeles. Copiii care uh, au telefoane mobile o să joace pe sunt o grămadă. Sunt sute de site-uri de, de uh, online la negru, fără niciun fel de licență. Oamenii primesc SMS-ul și copiii joacă acolo, pentru că orice copil de 10 ani uh, are un telefon mobil. În plus de asta, cum a spus și colegul nostru la început, uh, bugetul de stat uh, primește în fiecare an de la jocuri de noroc un miliard 600 de milioane de euro. Dacă va trece uh, forma asta fiscală care vor să facă ei vor, vor uh, aduce la buget 1 300 și vor pierde de la jocuri 1 miliard 600 ,000. este o utopia aberație și noi suntem o să piardă 1.600.000, ai zis că gen, o să piardă 300 de milioane. Mă rog, asta oricum e... Păi da, domnule, dar jocurile de noroc aduc bani la bugetul de stat. Ah, ok. Păi atunci ce să zic? Da, mă rog. Nu, dar e făcut să... Adică omul se exprimă în așa, de așa manieră cât să-și susțină punctul de vedere care în mod evident este păcătos. Nu mincinos, dar păcătos. Este un punct de vedere păcătos ăsta. În care încerci să ne convingi că stai nene că de fapt aceste păcănele sunt un lucru bun. Când mod evident ele nu sunt. Sunt sigur că putem să aducem bani la bugetul de stat printr-o mie și una de alte moduri. Cu siguranță vom putea face acest lucru pe alte căi decât prin uh, jocuri de noroc. Ce vreau să zic? Vreau să mai zic ceva interesant. A, apropo de copii care bagă la păcănele, aici mai e o chestie interesantă și iarăși cred că e ceva ce ar trebui reglementat sub o formă sau alta, dar nu știu care guvern ar trebui să facă chestia asta. Cred că se poate face și la nivel de uh, România. Uh, jocurile video. Precădere jocurile video on Online. Nu știu dacă ați observat, dragi prieteni, dacă sunteți căzuți în aceste patimi, mă refer la FIFA, mă, gând, mă refer la LOL, mă refer la uh, astea, Battle Royale-uri, la uh, uh, CSGO, la toate astea. Mecanicile astea prin care te conving că dacă n-ai nu știu ce skin, ești ultimul sclav, și hai dă banul ca să ai skin, hai dă banul ca să ai prestigiu, practic, la asta se referă. Aceste metode sunt... Uh, uh, foarte similare, aș putea spune, cu sistemul ăsta de anticipare și recompensă, știi, pe care l-ai la jocurile de noroc. Cumva e o, o, o păcănea în orice joc multiplayer online. Loot boxurile, toate căcaturile astea. Numai că vezi tu care e chestia, pentru ei e suficient cumva să nu dai neapărat așa de mulți bani, adică ca e suficient ca cheltuielile să fie modice, dar în schimb, în schimb, să plătești cu timpul tău. E un joc a ce te doare pe tine capul ca eu să bag bani în LOL sau în uh, Call of Duty? Bă frate, tu poți să faci ce vrei cu timpul tău, uh, dar uh, mă gândesc uh, dacă... Nu s-ar mai juca toți copilașii ăștia toată ziua, bună ziua, numai jocuri video, dar, uh, pentru că au o dependență de ele, nu pentru că asta e dorința lor. Mă gândesc oare în ce lume am trăit, dacă am trăit într-o lume mai bună sau nu, pe de o parte. Pe de altă parte, aș vrea și eu să stau pe internet uh, de vorbă cu oameni care mai ies afară. Mi s-ar părea tare interesant să trăim cu toții într-un mediu de oameni care mai, mai ating firul ierbii din când în când și nu doar stau în casă toată ziua să bage jocuri video și să caute hentaiuri cu whatever. Hai să mă gândesc un pic la o glumă. nu vine acum. Mă rog, hai să vedem mai departe interviu. ce oameni competență avem care fac legislația. Conexat, un alt, un alt subiect controversat pare a fi acesta al interzicerii reclamelor. Așa, ia să vedem. Subiectul care de fapt cu adevărat contează, interzicerea reclamelor. Așa. În Moldova, unde fac eu consultanță la loteria din Moldova și le-am dublat cifra de afaceri într-un an de zile, au interzis reclamele de tot prin Parlament acum vreun an și un pic. Și e nenorocire. Nu vedeți ce în țara aia? Și au explodat, sunt 20-30 de firme rusești la negru care își fac publicitate pe online și nu pot fi oprite pentru că sunt la negru. Și majoritatea balor din jocuri de noroc în Republica Moldova se duc în Rusia prin firmele rusești de online. Aha, ok. Bun, am înțeles. Și asta cu siguranță se va întâmpla și la noi. Deci, da, lăsați reclamele la pariuri să fie reclame la pariuri, că altfel oricum apar alte reclame. Ah, ok, mersi. Deci asta, eu, uh, asta înseamnă că... Uh... Dar mi se pare fantastic. Adică ce înseamnă să interzicem reclamele la pariuri? Ce înseamnă, de fapt? Înseamnă ca totuși niște agenturi străine să facă în continuare reclame la pariuri? Adică nu înțeleg acest non-argument. La sfârșitul zilei nu asta e ideea. Să ai o bază legală prin care să poți să reclami și să iei acțiune Potriva celor reclamelor care ar fi ele? Nu asta înseamnă. Pe online oricine poate să joace exact păcănele pe, pe care le joacă înseamnă... Da, și a jucat și cartea Rusiei, da, corect. A jucat și cartea Rusiei. Păi, dacă, păi, a zis practic, păi, dacă interzicem reclamele la jocuri de noroc, practic ne invadează rușii. <laughs> <laughs> Hai. Și asta ce înseamnă? Deci asta, eu, ă, asta înseamnă că ă, pe online ă, oricine poate să joace exact pe pe care le joacă în sele de jocuri. Ă, Filmele rusești de online, văzând că Loteria Națională a Republicii Moldova nu mai poate să-și facă publicitate, ă, au făcut pe toate site-urile de shopping, de ă, site-uri, tot felul de, de site-uri de astea online, publicitate, că nu le poți... Ok, site-urile alea online nu-și pot uh, indexa propriile, uh, cum e zice, reclame, site-urile alea online nu au niciun fel de control asupra reclamelor pe care le postează pe uh, platforma lor. Guvernul nu poate amenda site-urile online în momentul în care pe platformele lor apar reclame la jocuri de noroc. Adică despre ce vorbim? Despre Interzice. E foarte greu de interzis. și atunci oamenii dau click acolo și intră și fac cont și joacă pe online fără să ajungă niciun ban la bugetul de stat al Republicii Moldova. Asta este și la noi. Deja sunt o grămadă, sunt sute de site-uri. ONG-ul nu mai președinte de un an de zile pentru că sunt două grupuri politice. postul de președinte a ong a fost dat de mereu, când erau de mereu în coaliție, și acum se bat PSD-ul cu PNL-ul ca să-și pună om acolo, și de un an de zile din bătaia asta lor politică, ONG-ul nu mai este condus de nimeni, și de aia sunt toate situațiile astea dezastroase, și de sunt legile astea făcute pe genunchi, de tot felul de tântici de astea prin birouri care habar n-au de, de jocuri de noroc. Deci nu putem uh, avea așteptarea ca guvernul chiar să ia o acțiune susținută, da, împotriva reclamelor la jocuri de noroc, dar putem avea așteptarea ca ONG-ul da, să monitorizeze toate reclamele și să se asigure că totul e în parametri, ca să zic așa. Adică, știi? Nu știu, nu înțeleg. Nu o să aducă niciun ban în plus la buget, doar o să crească piața neagră foarte, foarte mult și o să crească dependența minorilor. Sunt o grămadă de, de, de lucruri puse în legislație care sunt evident că sunt puse acolo doar aiurea ca să distragă atenția opiniei publice. Deci, vă dau un singur exemplu. Noi în 2015 când am făcut legislația am prevăzut am acolo că fiecare operator de jocuri de noroc de pe teritoriul României trebuie să cotizeze cu o anumită sumă de bani pentru programele de adicție, dependență și așa mai departe. S-au adunat până acum aproape 8 milioane de euro, nu s-au atins de niciun leu. Deci n-au nicio intenție ca să ajute oamenii să nu mai joace la jocuri sau ceva. Au angajat doar 10 oameni acolo pe pe, pe uh, departamentul ăsta de a gestiona banii. Ăștia, ăștia au salarii, ăsta e singurul loc unde pleacă banii respectiv. În rest, din cei 8 milioane de euro, n-a plecat nici un leu pentru uh, activități de educație socială, de prevenire uh, a dependenței, de prevenire a minorilor de a juca la jocuri. Eu merg de 2 ani de zile. Puteți să găsiți la mine pe, pe internet, prin, prin școli, prin licee, să le explic copilor pe banii mei și pe timpul de meu, pentru jocuri de noroc. N-au făcut nimic. Cu 8 milioane în buzunar, n-au făcut nimic, nimic. fac eu pe banii mei și pe timpul meu. Deci în, în concluzie, pentru jocuri. Da. În... fac eu pe banii mei. Poi. Doamne, diu, incredibil. Adevărul e că domnul Constantinescu este într-o situație foarte ingrată pentru că nu e așa, trebuie să și păstrezi imaginea. Vezi, asta e problema oamenii ăștia și e valabil și pentru Bucnici, și pentru Dorian Popa și pentru whatever, orice om care încearcă să repare o greșeală făcută în trecut. Oamenii ăștia cumva ei nu pot accepta uh, faptul că în momentul în care faci ceva greșit, și de pe urma greșelii ăla, obții niște da venituri, niște foloase, niște influențe așa ei nu pot concepe că scuzele alea, da, presupun ca acele venituri și foloase să fie retrocedate, restituite, da, uh, 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 trimise înapoi în uh, societate, în așa fel încât uh, 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 rău chiar să fie combătut, rău creat chiar să fie cu adevărat combătut. Ce mai rău este că discursul ăsta merge în România, da. Păi n-auzi că dacă interzicem reclamele, vin rușii peste noi? O să, nu o să mai poți să mai stai pe internet, că nu înțelegi ce scrie, că e tot un chirilic. Mâine, păi mâine ne și invadează rușii, noi, stat, membru NATO. O să ne invadeze rușii. <laughs> Îmi pare rău, dar nu, asta, asta mi se pare. Ok. Da, bun, cam asta ar fi uh, situațiunea cu aceste căcaturi.